Slăvit să fie Domnul nostru! Mă bucur ca în această seară să fim împreună în casa Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această oportunitate de a fi aici. Și vă aduc salutul fraților din Suceava, dorind ca Domnul să fie slăvit. Amin. Frații mei, pentru cei care doriți, am deschis Sfintele Scripturi la Cartea 2, Împărați, capitolul 5. Și aș vrea să menționăm câteva lucruri din... Capitolul acesta spune versetul 1 Naman căpetenia uștirii împăratului Siriei avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază căci prin el izbăvise domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Sirienii ieșiseră încete la o luptă, aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel, cum știți, era în slujba nevestelui Naman, l-a informat, a informat-o pe stăpâna sa că dacă domnul ei, Naman, ar fi la prorocul din Samaria, Elisei, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Soția și-a informat, soțul, soțul spune s-a a spus stăpânului său și n-am să citesc toate versetele, a ajuns până la urmă la împăratul lui Israel și apoi la Elisei. Frații mei, Uitându-ne la pasajul acesta, un prim lucru pe care vreau să-l scot în evidență este următorul. Hai să ne uităm la această fetiță. Vedeți, n-a putut ea să-l vindece pe Naman. Dacă Domnul o folosea pe ea, nu mai trebuia Naman să meargă până în țara lui Israel. Dumnezeu pentru vindecare s-a folosit de Elisei, nu de ea. Și probabil nu era ea persoana abilitată. Totuși, în procesul vindecării lui Naman, nu putem, sau din procesul acesta, nu putem exclude fetița. Naman a avut rolul lui, slujitorul lui Elisei a avut rolul lui, slujitorul lui Elisei a avut și el rolul lui, poate și Iordanul a fost nevoie de el, dar în prim plan a fost nevoie și de fetiță. Ce putem învăța noi de aici? Vedeți câteva cuvinte, o simplă informație am zice noi. Dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Frății mei, lucruri mici, spunem noi, sau banalități, care vă rog să vă uitați strict la pasajul acesta, au condus încetul cu încetul, împreună cu altele, la o vindecare miraculoasă. Ma, scumpii mei, și noi putem să facem ceva asemănător. Nu știu câți dintre noi sunt în stare să scoată demon dintr-o persoană demonizată. Dar totuși, totuși, să-i direcționăm într-o anumită locație, să-i luăm cu noi la adunare, să le punem Sfânta Scriptură sub ochi, să începem o cântare, să-i conducem spre un mediu duhovnicesc adecvat, potrivit, am putea face, frații mei. Și așa n-aș -aș vrea să mă refer strict la aceste detalii, ci ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră sau ceea ce vreau să subliniem din acest pasaj cu ajutorul Domnului este tocmai aceasta. Că unele, hai să le spun, banalități, le vedem noi sau unele detalii, chestiuni nu atât de semnificative. Au un rol esențial, sunt necesare și pot să contribuie la lucrări deosebit de frumoase, deosebit de mari. Reiau puțin, aș vrea să trecem fugitiv. Dragii mei, știți ce important a fost că această fetiță n-a tăcut? De unde se știe Naman? de faptul că Dumnezeu poate să lucreze prin Elisei. Fetița a fost o voce. A fost un mesager care și-a făcut datoria și uite că Dumnezeu o păstrează în istoria biblică, chiar dacă nu-i știm numele, nu s-a dus degeaba în Siria. A făcut ce a făcut, dar a ajutat. Acum revenim la noi. Vreau să vă aduc aminte de alt pasaj biblic, 2 Samuel, capitolul 13, este vorba de unul dintre copiii lui David, Amnon. Zice, textul biblic iubea pe sorul Satamar, venea greu să-i facă ceva, și zice, versetul 3, avea un prieten numit Ionadab, fiul și mea, lui David, acesta era un om foarte șiret, și îi spune, pentru ce te usuși tu din zi în zi fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui. Și Amnon îl informează și ascultați. Ionadab, nu i-a dus o pe Tamar la el acasă. Frății mei, știți ce a făcut eu adap? A făcut un lucru mic, foarte mic. Eu spun niște vorbe, ca și vedița, numai astea nu au fost vorbe bune. Tot vorbe, o și omul acesta. Pentru ce te usuși tu? Uh, Culcă-te în pat, versetul 5, fă-te bolnav, să spui tatălui tău când vine ce să spui și s-a retras nu zice textul exact, dar nu se mai menționează numele lui. Amnon a făcut în tocmai, a venit împăratul când a aflat că este bolnav și îi spune împăratului, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte, să le mănânc din mâna ei și n-am să citesc, dumneavoastră știți, a silit-o, a necinstit-o, a izgonit-o din casă. În toată această întâmplare tristă, frații mei, un rol, Poate semnificativ, aș spune eu, chiar dacă în prima fază au fost doar niște vorbe. Să știți că l-a avut și eu în Nadal. Informația pe care el a dat-o, lucrul acela mic, poate, a condus un asemenea dezastru. Mă, frații mei, hai să dau un exemplu, îmi vine în minte pe stradă. Nu mă schimbați puțin un indicator. rotiți l invers, știți, sau dacă e în față, voi puneți în stânga să fie direcția unei localități. Ce lucru mare am făcut? Am blocat drumul? O mică, o mică modificare, am zice noi. Și totuși, știți cât poate costa pe cineva, pe un călător, pe un autoturist sau un posesor de autoturist, un conducător auto, această modificare? Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm în această seară cu ajutorul Domnului este tocmai acesta, să avem grijă, scumpii mei, la vorbele pe care le spune. O, vedeți, cei ce vin aici în la învon, zicem, noi, frate, am spus. Noi spunem printr-o predică, printr-o cântare, printr-o prorocie. Doar vorbim. Dar să ne gândim, să ne gândim că noi, prin, vedeți, influența noastră, prin atitudine noastră, putem să producem, putem să generăm în ceilalți. Lucruri la care poate nici nu ne gândim. Aș, lua, aș aduce aminte un alt exemplu din scriptură, Cartea exod capitolul 18, Etro-l vizitează pe Moise și zice textul biblic că socrul lui a văzut tot ce făcea el pentru popor și l-a întrebat, de ce stai singur și tot poporul stă înainte ta de dimineața până seara? Moise îi explică și ascultați. Socrul lui Moise vorbește și zice, ce faci tu nu este bine te istovești singur, vei stovi și poporul acesta care este cu tine, că lucrul este mai presus de puterile tale și nu îl vei putea face singur. Am să-ți dau un sfat. Ascultă glasul meu, fii tâlmaciu poporului înainte lui Dumnezeu, învață legile și poruncile, alege oameni temători, nici pune peste popor, peste căpetenii, ca și căpetenii. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Și spunea Ietro, dacă vei face lucrul acesta, dacă, și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Frății mei, cu vizita aceasta pe care Ietru i-a făcut-o lui Moise, aș spune eu că l-a influențat într-un anume fel. Să dau și eu un exemplu. Mergeți într-o casă, și ziceți, frate, ar fi cazul să schimbați perdelele, eu știu, renovați ceva. Nu noi atât, am spus o vorbă. Știți că cei din casă s-ar putea să se apuce de șantier. Acum depinde și cine zice, că dacă zice cineva care pentru noi nu este autoritate, nu trecem noi la treabă. Dar câteodată așa se schimbă casele, știți cum? Cu vorbele unora. Așa o zis cu tare. S-o dat cu părerea frații mei, că schimbăm perdelele, că schimbăm zugrăvelele, nu e mare problemă. Poate e cazul, poate nu-i cazul, dar știți că se strică altfel câteodată casa, altfel de, nu casa fizică, ci casa familiei, părtășia, unitatea. Am zis o vorbă. Da, dar vorba aia zidește? Vorba aia ce va genera pentru cei care o vor asculta? Pentru că nu vă supărați. În foarte multe familii e bine până când vine o sola diavolului. Și se apucă și zice, ba de soț, ba de soție, asta se întâmplă și prin biserici, vine cineva și pornește niște vorbe. Și uitați-vă, frații mei, că nu e greu să le pornești. Dar la un moment dat se tot avansează situația sau situația, problema în sine crește, se dezvoltă și când te gândești, ca a fost unul poate nemulțumit sau mai puțin mulțumit, în loc să tacă a vorbit sau găsi și alți poate adepți, sau alte situații de genul acesta, revenind la Ietro, ca să nu ne depăstăm de pasaj, frății mei, credem că Ietro a dat un sfat bun lui Moise. Și acum dați-mi voi să vă spun ceva, aveți grijă cu cel influențați pe Moise, cu ghilimele de rigoare. Ai grijă ce îi spui soțului tău. Tu nu m-a zis ceva, dar ai grijă ce îi spui. Ai grijă ce îi spui copiilor tăi. luați pe copii ca și pe Moise. Frate, m-am dat cu părerea. Pentru ei asta s -ar, însemna, ar putea să însemne mult. Așa a zis tata. Și o iau de bună. Și frații mei, dacă am spus ceva bun, e foarte bine. Am început o lucrare bună. Dacă am spus ceva greșit, se prea poate mai târziu chiar noi să regretăm. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Revenind la un alt pasaj biblic asemănător, pe vremea când spune Sfânta Carte că Roboam a ajuns împărat, poporul a solicitat să le ușureze jugul cu promisiunea că îi vor sluji. Cum știți, el s-a sfătuit cu bătrânii și bătrânii au dat un sfat potrivit, zicem noi. Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, un împărați capitolul 12, versetul 7, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie, au spus bătrânii. Ăsta e sfatul nostru, ăsta e ce credem noi că trebuie să faci. Or, o a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii. Tinerii n-au răspuns la fel. Să le spui așa, au zis tinerii. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Tatăl tău ne-a îngrijat jugul. Tu ușurează când îi solicite asta. Tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu va a bătut cu zbice, dar eu vă voi bate cu scorpioni. Frății mei, nu i-a durut pe tinerii gura să vorbească sau pentru ei n-a fost un efort Dar vă rog să vă uitați în pasaj unde s-a ajuns de la niște vorbe. Vorbe care au fost puse poporului. Eu știu că în spate puteau să fie mai târziu materializate când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, au zis, ce parte avem noi cu David? La corturile tale, Israele, vezi de casă, Davide. Și cred că în tot acest context, în toată această dezbinare, eu cred că sfatul tinerilor a avut rolul lui. Frații mei, reiau ideea să ne deschidem gura cu înțelepciune. Să fim atenți că vorbele noastre sunt ca mici bombe, știți? Pot să, pot să genereze niște explozii pozitive. Uitați-vă în activitatea de minerit sau în exploatările astea de substanțe de genul acesta, metale sau cum sunt ele numite. Se folosește ca anumite substanțe care ajută, da? mici, care explodează, să eu știu, nu știu cum se numesc cu exactitate, dar tot cuvintele noastre pot fi niște bombe care să producă lucruri negative. De deci ce să fim atenți ce rostim, ce spunem, cum vorbim? Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Revenim la pasajul cu Naman. Ajunge Naman în țara lui Israel, până la urmă este direcționat spre Elisei. Elisei îi spune printr-un sol, du-te și scaldă de șapte ore în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Și uitați-vă versetul 11, foarte interesant. Eu credeam, după ce s-a mâniat și a plecat, zicea Naman, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare de Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel. N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și trist, spune aici, s-a întors și a plecat plin de mânie. Acum, mei, el a venit să obțină vindecarea. Dar nu asta e problema. El a venit să obțină vindecarea și a vrut să obțină vindecarea așa cum a gândit-o el. Când vine să zic că a venit și cu modul în care Domnul să-l vindece. Adică Va chema numele lui Își va duce mâna pe locul rănii Numele Dumnezeului lui Își va duce mâna pe locul rănii Își va pune mâna pe locul rănii Dragii mei Uitați-vă ce greșeală putem să facem și noi De multe ori Îmi vine să zic că avem și noi preconcepțiile noastre. În ce sens? Frate, dacă vrei să predici la evangelizare, citește din textul cu tare. Text de întoarcere. Mă, frații mei, să nu fim canaman. Noi considerăm că varianta care noi o avem în minte, sau probabil asta era varianta clasică, își punea mâna pe locul rănii, poate varianta cea mai întâlnită la vindecările de care Naman auzise. Își punea mâna și chema numele Domnului și boala dispărea. Totuși, frații mei, nu ăsta problema. Că Naman s-a potignit. Știți cât de mult putea să-l coste potignirea asta? Și eu asta vreau să scot în evidență. Nu că Naman s-a ispitit sau a gândit, mă, ăsta nu-i slujitorul Dumnezeu sau comportamentul în sine nu e potrivit. Știți unde putea să-l ducă asta? Au intervenit slujitorii lui. Dacă ei nu interveneau, e părerea mea, pleca nevindecat și fusese aproape de vindecare, nu știu, la câțiva metri poate. Mă vin la noi. Și noi vrem vindecare, vindecare duhovnicească, poate vindecare trupească, vindecare sufletească. Dar, frății mei, nu cumva să ne poticnim să nu Pricepem să nu fie pe modelul nostru. Vedeți, Dumnezeu lucrează divers. De ce nu vrut Elisei să-și pună mâna pe locul rănii? Era greu să facă asta. De ce Dumnezeu nu a lucrat ca Elisei să iasă afară? De ce tocmai Lunaman, care avea ape suficient de bune, abana și parpar, îi se cere să se scalde? Uitați-vă! Nu odată! de șapte ori clar în Iordan. Nu știm de ce, dar știm un lucru, știm un lucru, că Dumnezeu, frații mei, aș îndrăzni să spun, vedeți, are variantele lui și e foarte greu pentru noi să înțelegem câteodată, să acceptăm variantele. Hai mai bine să vă citesc, poate o să înțelegem mai bine. Zice la un dat în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, E vorba aici de unul dintre ucenici, Filip, versetul 45, vine la Natanael și zice, Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și uitați ce întreabă Natanael. Cum i-a spus de Nazaret, la Natanael i s-a prins un beculeț. Vedeți? Cam așa suntem și noi, să știți câteodată. Ne uităm la un frate, îl cântărim așa de sus până jos, și dacă ni se pare nouă că nu se încadrează, mai nu zic că nu trebuie să fim prea slobozi, nu, frații mei. Măsurile astea de cântărire, de valoare, au rolul lor. Acum, nu vă supărați. Niciunul dintre noi nu o să primiți uh, sau o să fiți atât de slobozi încât să acceptați în clasele noastră orice. Dar, dar, întrebarea este următoarea. Ce cântărim noi e just? E corect? Are temei? Poate e și ceva bun? din Nazaret? Dacă zicea Ierusalim, parcă sună altfel. Eu n-am nimic ca să nu mă ce eu nu sunt împotriva sistemului sau metodelor noastre de conducere, dar eu am observat, frate, uh, ești păstor? Frații mei, harul nu-i numai la păstori, îi și la păstori. Dar harul e la Dumnezeu și îl de la cine vrea și cum vrea. Uh, dacă vine cu tare, dacă vine și Haru, dacă vine altcineva care poate nu are un nume sau nu nu este cunoscut de noi, noi nu prea acordăm mult credit sau poate nu tragem multe speranțe. Nu știu câte speranțe a tras Naman la Iordan, că s-a dus mai mult silit, știți? Dar uitați-vă că Dumnezeu a vrut să lucreze în felul acesta. Revenind, frații mei, i s-a răspuns lui Natanael, nu vreau să scoateți din context cuvintele pe care le-am spus și să cred că ați înțeles. Eu nu, noi nu avem de-a face cu oamenii, ci sistemul în sine, adică modul în sine în care noi privim ochelarii noștri, că aici e problema. Noi avem un fel de ochelari, da? Uitați-vă că de multe ori ochelarii noștri trebuie abdatați și corectați de Dumnezeu și aș putea să poate să nu, într-o anumită măsură, fiind în mai multe zone din țară, te confrunți cu mai multe tipuri de abordare. Important este să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea. I s-a spus, vino și vezi, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă mai dau un exemplu biblic, e vorba de David când ajunge în fața lui Saul, I se spune lui Saul că s-a găsit în sfârșit cineva să se lupte cu Goliat. Nu știu ce, la ce spera Saul, dar primul lucru care i l-a spus Saul lui David, știți care a fost? Uitați-vă, nu poți să te duci, să te bați cu filisteanul acesta. Că tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Eu nu cred că Saul a făcut glume. Cred că Saul a spus sincer ceea ce credea. Și mai să fim sinceri, și noi să fi fost în locul lui Saul, când îl vezi pe goliat cât e de mare și vezi că vine un copil și zice eu mă duc și mă voi bate cu el, știi ce face noi? Păi hai să te cântărim, hai să vedem. Sau, eu știu, să luăm înălțimea. Goliat avea peste 2 metri sau cât avea, 3 metri și ceva. Mă, nu știu cât de înalt era David, dar frații mei, David explică și cred că David încearcă să-l convingă pe Saul, zice, eu păsteam oile tatălui meu. Și când venea un leu sau un urs, alergam după el, o loveam și smulgeam mai din gură. Astfel a doborât robul leu și ursul. Și cu filisteanul acesta și cu acest neteat în jur va fi ca și cu unul din ei, căci o au o știrea Dumnezeului celui viu. Și a mai zis David, domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvit și din mâna acestui filistean. Și Saul îi spune, du-te și domnul să fie cu tine. Mă, frații mei, dacă tot am făcut paranteza asta, prea mult punem noi accentul pe oameni poate pe palmaresul lor, pe cartea lor de vizite. Eu zic că conform acestui verset, lucru trebuie să cadă mai mult pe Domnul. Că se folosește de anumiți oameni, că anumiți oameni au o chemare specială. Nu poate oricine, frații mei, să facă orice. Dacă nu-i înzestrat de Dumnezeu, dacă nu-i chemat de Dumnezeu. Dar până la urmă să lăsăm pe Dumnezeu să-și aleagă El slujitorii. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin cine vrea El. De ce Domnul Iisus n-a putut să facă multe semne în patria Lui? că nu se potrivea cu viziunea celor din zona respectivă. Ei cum îl verdeau? Fiul templarului. Surorile lui, frații lui nu sunt aici printre noi? Și zice textul, găseau o pricină de poticnire în el. Și acum vă pun o întrebare. Pricina respectivă de poticnire era reală? Era corectă? Era bine fundamentată? sau era ceva ce nu trebuia să fie găsit? Și Domnul chiar răspunde, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și trist, zice textul, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Știți care e durerea cea mai mare? În altă parte s-au făcut multe minuni. În altă parte, prezența Domnului Isus a avut un impact major. Și în patria lui, cum zice textul, același Isus, același Isus, n-a putut, sau ce s-a întâmplat, nu că el a așa zice textul, n-a putut să facă nici o minune, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Și aici vreau să fac o paranteză. Scumbii mei, reiau ideea, nu trebuie să, să înghițim orice, să acceptăm totul. Dar de multe ori, de multe ori, ne legăm de anumite chestiuni, aș spune eu, poate imaginare, nepotrivite. Uitați-vă, chiar la Domnul, e fiul templarului. Gândiți-vă că se ridică la învântul acesta un frate să predice. Și noi ne gândim, dar fratele ăsta nu are teologie, poate, sau cântă cineva, unde o învăța să cânte, să eu știu. Frații mei, era fiul Templarului. Dar mai era ceva. Îi fratele X, să nu dau nume. Dar momentul ăla e Duhul lui Dumnezeu peste el îi de pe strada mea și îl știu și cu mine la servici și îl cunosc. Dar în momentul respectiv Dumnezeu îi dă o autoritate specială. N-ați văzut că dacă vine un străin și se roagă pentru noi, parcă noi avem credință mai mare că ne vindecăm ca și atunci când vin frații din biserica noastră. Dar frații mei, nu oamenii dau vindecare, ascultați-mă bine. Și dacă Dumnezeu vrea să lucreze printr-un anume om, prin cineva, Dumnezeu E omul sau Dumnezeul ales și e omul prin care el vrea să lucreze. Eu nu-l accept pe omul respectiv, îl resping pe Dumnezeu. Îl resping pe Dumnezeu. Pentru că nu accept slujitorul lui. Și dacă vreți, nu accept varianta hotărâtă de Dumnezeu. Nu-i dat Elisei la Naman trei variante. Auzi, Naman, ori te duci la Iordan, ori varianta 2, varianta 3, a fost una singură. Te duci la Iordan, te scalzi de șapte ori, și carnea ce se face curată. Frumos, revenind la text, că slujitorii lui, până la urmă, au reușit să-l înduplece. Și vreau să vă întreb ceva. I-a părut rău că s-a dus la Iordan? Ce s-a bucurat, frații mei? Cred că de atunci încolo iubim mai mult Iordanul, Carbana ca și Parpare, Cu toate că nu Iordanul i o dat care. Că așa suntem noi câteodată, știți? Uh, numai după ce ne trezim la realitate, conștientizăm că Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Și cum lucrează, El lucrează bine. Slăvit să fie în numele lui. Revenind la pasaj. Uitați-vă aici, doar câteva lucruri vreau să menționez și mă opresc. Menționam deja, de ce i s-a cerut să se scalde de șapte ori? Acum, poate ați auzit noastră multe predici din textul ăsta. Unii spun așa. Nu știu dacă este adevărat sau nu. Sunt șapte calități la începutul capitolului 5. Poate de asta. Nu știu, dar nu asta ne interesează, zice versetul 14, s-a coborât atunci și s-a cufundat și menționează clar de câte ori, de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Slavă Domnului! Asta e frumos să vedem că s-a vindecat. Dar înainte de vindecare a trebuit scumpii mei să împlinească în tocmai ceea ce i s-a cerut. Și vreau să mă leg puțin de versetul acesta și vreau să învățăm ceva pentru noi. Și aș spune în felul următor, până nu împlinim tot, până nu facem absolut tot ce ni se cere, nu putem obține vindecarea. Și nu mă refer neapărat la o vindecare fizică, ci la vindecare în general. De ce spun asta? Dacă vă uitați în scriptură, era Domnul Iisus la nunta din Cana și zice aici textul biblic că nu mai era vin, erau acolo niște vase de piatră și Domnul zice, Domnul Iisus, umpleți vasele acestea cu apă. Și uitați ce zice partea a doua, versetului 7. Le-a umplut, știți cum zice? Până sus. Și mă leg de astea două cuvinte, până sus. Noi nu trebuie să umplem vase. Noi alte vase trebuie să le umplem. Poate vasul ascultării, poate vasul umilinței, poate vasul răbdării, poate vasul tăcerii, poate vasul stăruinței în rugăciune. Cât apă am pus în vasele astea? Interesant că ei le-au umplut până sus. Și nu știu dacă, poate dacă nu le umpleau, Domnul totuși transforma apa, dar era mai, în vin și era mai puțin, nu știu, dar ei și-au făcut datoria cum trebuie. Frații nu că Domnul nu transformă apa. Astea simple. Nu că Domnul nu vindecă lepra. E simplu. Problema este, e alta. Când El ne cere ceva. Că noi zicem, Doamne, fă, fă, fă. Dar când El ne cere ceva, noi facem? Adică e corect. Îmi dă Domnul soluția, uite, fă asta și o să fie bine. Eu fac ce fac și apoi, Doamne, dar nu-ți vindecat. Doamne, dar nu s-a întâmplat nimic. Frații mei, cam să ne fie rușine, iertați-mă. Adică ți s-a spus clar, știi ce ai de făcut și tu te mai gândești dacă faci sau nu. Mă gândesc dacă fac, mă gândesc dacă cer iertare, dacă nu. Nu cred că Dumnezeu vrea de la noi să pricepem lucrul acesta, Dumnezeu să ne ajute. De ce spun asta? S-a dus, l-a trimis Domnul pe Saul și știți foarte bine textul, să nimicească cu desăvârșire pe Amalek. Saul zice textul, a cruțat și poporul pe Agag, o parte din oi, vite, boi, miei, ce era mai bun. Și spune Dumnezeu prin Samuel așa, ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât găsimea berbecilor. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Frații mei, bătălia, să știți, nu se dă neapărat în a face sau nu a face. Știți unde cred eu că din punctul acesta de vedere se dă bătălia? În a face tot. Poate în poporul ne-au venit cu următoarea idee, hai să cruțăm, ca așa zice, poporul a vrut să le jerfească Domnului și pe celelalte le-am nimicit. Și noi ne uităm de obicei la partea pe care am făcut-o. Frate, am dat bani la casa Domnului, mă duc duminica la biserică, e foarte bine. Domnul nu zice că, nu zice lui Saul, aia ai greșit. Ale le nimicit. Dar frate dragă, pe listă mai sunt multe. Te-ai împăcat cu vecinul tău? Frate, dar n-ai văzut câți bani dau eu la biserică? E bine, frate, dar te-ai scăldat numai de cinci ori, mai este până la șapte. Înțelegeți ce zic frații mei? Pe cutare nu-l suport! Și frații mei, s-ar putea până nu ne scăldăm șaptea oară și până nu omorâm, și pe problema aceasta, să nu se întâmple nimic. Pentru că iau această idee și o să o vedeți de multe ori, în multe pasaje pe paginea Scripturii, nu există, aș putea să spun, ascultare parțială, știți? Îmi iau ce-mi place din ce zice Domnul. Unde ați găsit noastră asta în Biblie? Trei porunci, nu zice Biblia, dacă faci mare parte din porunci. Ai trecut granița, ești în partea cealaltă, partea ascultătorilor. Nu există decât o unică variantă. Astea sunt poruncile. Nu spun, frații mei, că noi suntem perfecți. De dovadă că nu suntem perfecți și mai avem de lucru este că și avem imperfecțiuni și nu toate problemele noastre sunt rezolvate dar haide să nu cumva să coborăm standardul spunea Domnul Iisus când a venit la Ioan lasă-mă acum, că Ioan îi zicea eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine și Domnul Iisus răspunde lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit unii vor spune frate, astea sunt formalități să te mai sca, aici era vorba de botez scumpii mei dacă Domnul a vrut să împlinească tot chiar și pe cruce, zice, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi de tot, nimic. Haideți să ne silim și noi, să avem o pocăință care, zice în altă parte, cine oricine nu se leapă de tot ce are. Adică dacă noi mai păstrăm bagaje, dacă noi mai avem domenii în viața noastră care nu vrem să le punem sub prezența lui Dumnezeu, nu-i permitem lui Dumnezeu să intre acolo. Eu personal cred că Dumnezeu nu-și poate face lucrarea. Când abandonăm totul în mâinile sale, când suntem dispuși să renunțăm la orice, când suntem dispuși să ne plecăm sub crucea sa, și fără să mai emitem pretenții, că nu știți cum suntem, ne plecăm sub cruce, dar ne mai lăsăm și nouă rezerve, știți? Cu unele lucruri poate ni se par prea grele, altele poate din comoditate, ne uităm la alții, găsim tot felul de scuze, să nu mi se ceară chiar atât de mult sau până acolo să merg. Riau ideea, nu știu de ce i s-a cerut, de ce, de ce i cerut de șapte ori. Unii zic, frate, numărul de săvârșit. Da, cred că este numărul de săvârșit, dar principiul este, nu cifra în sine are valoare. Tot ce ne cere Dumnezeu să ne ajute Domnul să facem. Și erau idei. Știți când s-a produs minunea? Când s-a făcut tot. Până atunci o fost aproape minunea, era lângă minune, dar mai despărțea puțin. A făcut și puținul acela și s-a vindecat. Slăvit să fie, Domnul. Și un ultim lucru. Uitați-vă mai departe. Naman s-a întors, bucuros. Cum să nu mulțumești când? E interesant cum s-a făcut această transformare pe loc. Personal cred nu că apele Iordanului conțineau nu știu ce substanțe. Eu, acum eu știu că Dumnezeu lucrează și prin plante și prin tot felul de chestiuni pe care până la urmă El le-a făcut, El le cunoaște cum funcționează, nu putem să-L limităm pe Dumnezeu și prin asta nu neg anumite implicații care ne vin prin natură și prin medicinile de genul acesta, dar s-a întors la Elisei, a vrut să-i dea ceva, și Elisei nu a vrut să accepte Ghihazi și a zis în sine, stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela, viu este domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. A mințit, Naman a dat doi talanți de argint, două haine de schimb, ajunge la Elisei și întreabă Elisei de unde vii Și curios, Ghihazi minte și zice, robul tău nu s-a dus nicăieri, pe față, frații mei, pe față. Mă, pe oameni noi mințim, dar cu Dumnezeu să știți că nu ne merge. Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela caru? Și a venit înaintea ta? Lepra lui Naman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehaze și dinaintea lui Elisei, prin de alb ca zăbada. Știți care e curiozitatea în textul ăsta? Unul să vindecă de lepră prin același om, frații mei. Și unul să îmbolnăvește cu lepră. Același Dumnezeu care vindecă de lepră, același Dumnezeu și trimite lepră. Și acum, de ce Ghihazi a fost lovit cu lepră? Eu personal cred, este strict opinia mea, și vă rog să țineți cont de faptul acesta, că poate nu am, suficient, nu am curajul să spun că, că uh, este fundamentată suficient de bine scriptural, probabil uh, un motiv, spun probabil un motiv pentru care Gehazi a ajuns, așa este că și-a permis, având în vedere că a fost slujitorul lui sei, să abuzeze și de poziția pe care o avea. Că dacă ar fi venit un altul să-i roage, să roage până am doi talanți de argint, n-am mai da, tu cine ești? Cu ce se o Dacă n-a venit unul care, prin care a lucrat Dumnezeu, indirect, că prin Elisie a lucrat, uh, probabil Știți că Gehazi a cerut pentru Elisei, n-a cerut pentru sine. S-a folosit de numele lui Elisei ca să obțină ceva. Acum, oricum, ideea este următoarea. Cu Dumnezeu, frații mei, să știți că nu ești de joacă. Și aș vrea să surprindem partea asta altă. Domnul vindecă. Uitați-vă, exact în același capitol sau în, acea, în aceeași situație. Reiau ideea. Dumnezeu pe unul ridică și același Dumnezeu, datorită unui comportament nepotrivit. Trimite lepra. Trimite lepra. Uitați-vă numai câteva file putem întoarce. Un om al lui Dumnezeu se duce și strigă împotriva altarului de la Betel și se dă un semn, se despică altarul, cade cenușa de pe el. Ieroboam întinde mâna, zice, prindeți-l, mâna s-a uscat. Și n-am să mai citesc o pasajul, s-a întors pe drum, un, a fost întâlnit de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leu sătea și lângă. El. Parcă nu-ți vine să crezi. Cu câteva ore în urmă, lucra Dumnezeu prin el miraculos. Cu câteva ore în urmă. Spunea niște cuvinte și să, să despic. Frații mei, să știți ce înseamnă să se despice altarul? Eu nu știu cât era de mare exact ce pietre avea, dar nu era, cred, o chestiune așa de copilaș. Nu a fost de nisip altarul ăla. Se i se usuce mâna la împărat. Vă dați seama ce înseamnă asta? Minune dumnezească. Și uitați-vă, omul acesta, nu altul, același om, nici măcar nu mai ajunge acasă. Și cine a trimis leul? Uh, omul Dumnezeu a plecat, a fost în Și uitați-vă, ca să vedeți că a fost implicarea lui Dumnezeu, uh, trupul leul stătea, vă citesc, Leul stân lângă trup, leul stătea lângă trup. Măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Zici că l-a trimis Dumnezeu cu destinație exactă. Acum revin. De ce s-a întâmplat asta? Nu pentru că Dumnezeu a vrut să-l ucidă. I s-a spus clar, nu mănânci pâine, nu bei apă și se pe alt drum. mi se pare că noi câteodată ne cam jucăm așa, știți, cu lucrurile lui Dumnezeu. Credem că se poate. Fați mei, aceste exemple, cred că trebuie să ne spună ceva. Eu personal cred că Dumnezeu e bun, foarte bun. Dar Dumnezeu, Dumnezeu nu ne permite să, să neglijăm cuvintele sale. Reau ce am zis mai devreme, facem cam ce ne place. Să știți că Dumnezeu și astăzi sunt mare lei. Și ăștia ajung și în Nădlac, și în Suceava, și peste tot. Ferească Domnul să ne întâlnească vreunul. Că nu ne mai scapă nimeni. Nimeni. Vine o boală incurabilă, vine un necaz la care nu te aștepți, și știți cum te nimerește? La fix. Și la fix mă nimerește. Nu este o joacă. Pentru că semnalul acesta trebuie să-l tragem cu fermitate. Da, Dumnezeu este foarte bun. Da, Dumnezeu se îndură, dar Dumnezeu are pretenții de la noi. Dumnezeu vrea ca să dăm dovadă de multă seriozitate. Fiul lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au adus pus tămâie pe foc. Au adus astfel înaintea Domnului un foc străin, lucru pe care el nu îl poruncise. Avea un statut special. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și-au murit unde? Înaintea Domnului. Și uitați ce zice textul. Moise a spus lui Aaron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Erau ei fiul lui Aaron. Erau primii doi. Dar focul și ce trebuia să facă, vedeți, nu ne putem, sunt unii proroci sau unii poate chiar cântăresc sau chiar păstori sau predicatori. Frații mei, o iau pe cont propriu. Și nu, nu, vreau să lovesc în slujitor, că ă, noi trebuie să-i apreciem și noi trebuie să ne rugăm noi, Nu este ușor să fii slujitor. Cine stă pe margine, e, știți cum e. E simplu, că nu face nimic. Și cine muncește, dă seama că e greu să muncești. Dar totuși, hai să ne facem munca asta cu responsabilitate. Adică, uitați-vă, chiar la stat, când știi că ești văzut, când patronul e pe aproape, sau, adică în privat, nu-ți permiți oricum când patronul e în fața ta, tu să stai și să te pe pereți. Păi patronul acolo, ești, îți dai interesul. Dar mi se pare că lucrarea Domnului câteodată noi o facem de mântuială. Domnul zice, du-te și ca și Iona. Doamne, dar Eu acum am alt program, alt orar. Și de Domnul, da? Bine. Nu las că te aduc eu altfel. Și frații mei, nu, -i, vedeți, Domnul nu a vrut să-l ajungă, Iona, să ajungă în fundul mării, să nu ajungă în pântecele chitului. Dar cam asta o meritat. Cam asta o meritat. Pentru că lucrarea pe care Dumnezeu l-a chemat, n-a făcut-o cu toată seriozitatea. Eu nu mai vreau să vă citesc, că este târziu, dar vă, vă cominte doar de copiii lui Eli. Or fi fost ei preoți, frații mei, și aveau o chemare specială. Dar știți ce le-a zis Dumnezeu acestor doi? Ce sentință groaznică, ce mare pedeapsă. Chiar zice acolo, fie aceștia se făceau vinovați de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau ce? Cum zice textul? Darurile Domnului. Frații mei, e lucrarea lui Dumnezeu, sunt darurile. Uitați-vă, dacă v-ar da cineva niște bani, v-ați permite să comparați orice cu banii altuia? îl întrebi, ești atent că într-o zi o să-i dai socoteală ce ai făcut cu banii și ți ști, dat. Păi știi, nu mai știu pe unde am pus, n-ai curaj să spui asta. Da cu banii Domnului, ghilimele de rigoare, cu darurile Domnului, cu sufletele oamenilor. Ne putem permite, poate să punem interesul nostru propriu sau să, să abuzăm într-un fel sau altul, să ne ferească Dumnezeu. Așadar, frații mei, iertați-mă dacă puțin considerați că am fost prea dur și dacă am făcut-o, am făcut-o din dorința de a nu, nu cumva, nu cumva să repetăm istoria lui Iehaz. E frumos începutul acestui eveniment, acestui capitol, dar e dureros final. Dumnezeu să ne lumineze. Reiau puțin pe scurt aceste gânduri. Grijă mare la lucrurile mici, spuneam. Câteva cuvinte, câteva îndemnuri, câteva sfaturi. Să spunem ce trebuie, să influențăm în bine și să fim atenți ca direcția pe care o dăm să nu o regretăm mai târziu. Să fim atenți la preconcepții, la, vedeți, tiparele noastre, frații mei, să lăsăm pe Dumnezeu să ne facă șabloane. Ascultați-mă bine. Dumnezeu lucrează cum vrea El și nu noi îl convertim pe Dumnezeu cum ne place nouă. Hai să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin cine vrea, cum vrea și noi, canaman, unde ne trimite ce ne cere, să facem cu desăvârșire, Amin.